Pierre Marivaux. Jocul dragostei și al întâmplării. Rolurile și interpreții. Silvia, Ecaterina Malcoci. Lizeta, camerista Silviei, Paulina Zaftoni. Dorant, Vladimir Zaiciuc. Arlechino, valetul lui Dorant, Gheorghe Urschi. Domnul Orgon, Dumitru Margine. Mario, Andrei Soțchi. Odată te întreb, îți dai seama unde te bagi? De ce te amesteci tu? De ce crezi tu că poți răspunde de sentimentele mele? De ce crezi tu că poți ști ce se întâmplă cu inima mea? Cred și răspund, madame, pentru că știu că într-o situație ca asta noastră de acum, sentimentele dumneavoastră sunt ca la toată lumea. De ce mai atâta vorbă pentru o nimica toată? Tatăl dumneavoastră și stăpânul meu, domnul Orgon, mă întreabă dacă vă convine faptul că dumnealui vă mărită? Dacă simțiți cu această ocazie măcar un pic de bucurie. Mă întreabă, e de la sine înțeles să-i răspund că da, simțiți că vă convine. Da. Orice servitoare în locul meu i-ar fi răspuns da. Deci, prin urmare, căsătoria mea ar avea un farmec pentru dumneata, da? Ei, da, madam, să admitem. Să admitem că ai spus o prostie și că mai mult n-ai să o repieți. Ești dumneata aceea care să-mi compari inima mea cu a dumitale. Inima mea, madame, e făcută ca la toată lumea. Deci inimii dumneavoastră s-ar părea că e făcută altfel? Ca ne lumea, vrei să zici? Nu mai vreau să zic, dar nici nu mai vreau să tac. În tot cazul mai rămâne de văzut ce-i de inimioara aia dumneavoastră. Mai rămâne de văzut. Gata, lucrez într-o supărare a mea, Lizeta, da? Ba să mă ferească cel de sus, madame. Nu este lucrul meu pe ziua de azi. Dar în fond, madame, ia să vedem. Ce rău am făcut că i-am spus tatălui dumneavoastră că v-ar conveni la o adică să fiți măritată. În primul rând, ai făcut rău că i-ai spus că mi-ar conveni la o adică să fiu măritată, pentru că acest lucru nu este adevărat. Eu nu mă plictisesc să fiu și domnișoară. Cum? Dumneavoastră nu o să vă duceți după acel pe care vi-l hrăzește soarta și tatăl dumneavoastră? De unde să știu? Poate că dumnealui nu o să-mi convină și asta mă neliniștește. E, ma da! Dar se spune că dumnealui e unul din cei mai onorabili pe lume oameni. Că e bine făcut, amabil, fierteș. Că nu se află pe lume om mai spiritual ca el. Că nu se găsește pe lume un caracter mai bun ca la dumnealui. Ce mai vreți, madame? Poate cineva să-și imagineze o căsătorie mai duioasă. Un trai mai delicios. Delicios? De? Delicios, duios, dar ești nebună cu expresiile astea tale. Pe legea mea, madame, că nu sunt nebună. Pur și simplu cred că e o mare fericire că un cavaler de felul lui ține să se însoare după toate formele. Ah, doamne, uite omul care o să fie și de grapă, și de sapă, și de drum, și de parfum. Utilul și agreabilul, madame, de toate găsești la el. Da, cum mi-l zugrăvești tu de toate. De altfel se zice că acest om pe care mi-l zugrăvești tu e aproape de original. E un om frumos, se zice. Ei bine, să fie cineva un om frumos e cu atât mai rău. Cu atât mai rău? Ha, uite un gând cam nebun. Băi, un gând destul de cuminte, dar ce mai încolo încoace? Un om frumos e un om ușuratic, am observat eu acest lucru. E, da, Mirile are păcatul să fie un om ușuratic. Dar în schimb, madame, are norocul să fie un om frumos, madame. Da, se mai spune că e un bărbat bine făcut. Da, să iertăm acest păcat. De frumusețe și ferchezeală scutesc astăzi niște virtuți de prisos la un bărbat. Aiurea, madame, aiurea! Dacă mă mărit eu vreodată, să știți că aceste virtuți de prisos ale unui bărbat o să fie bagajul meu strict necesar. Mirele trebuie să fie frumos. Yes. Vezi că nu-ți dai seama ce vorbești? Păi după ce te măriți, draga mea, ai de face mai des cu omul rezonabil decât cu omul agreabil. Da, uite, spre exemplu, domnul Tersandr. Mă duc eu mai de ună zi la ei în ospeție. Sluga mea l-anunță de sosirea mea. Văd venind spre mine un om cu brațele deschise, mutra senină, degajată. Vicleanul. Cine este acela care ar crede că soția lui ar avea motive să se plângă de ceva trăind cu el? Dar am găsit o abătută, tenul palid și ochii aia care acu au plâns. Mi se făcut jale de Alizeto. Ce mă fac dacă într-o bună zi te fac și pe tine să-ți fie jale tot așa?
ceva să zică înseamnă să ai un bărbat. Un bărbat? E... Madame, dar voi un bărbat, madame. E un bărbat, madame. Dumneavoastră nu trebuie să terminați cu această vorbă, acest cuvânt, când îl aud. Nu mai vreau să mai aud nimic altceva decât de bărbat. Ba da, domnul Rugon vine. E, fica mea, bună ziua. Nu, tatăl pe care vine acum să-ți o anunț, nu știu să o să-ți facă, oare la plăcere sau nu, dar un lucru pot să spun. Pretendantul tău sosește chiar astăzi. Da, 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 sosirea lui ne-o vestește taicăsul prin această scrisoare. Dar, ce este, tu îmi pari trist? Și Lizeta nu să se bucure la ochii în jos? Ai, domnule! Ce să mai înseamnă și asta? Hai, Lizeta, spune-a dată ce s-a întâmplat. Domnule, o mutră care te face să tremuri. O altă care te face să crap de frică, un suflet de gheață ce te amorțește și după aia, domnule, portretul unei doamne, cu figura bătută, cu tenul pale și cu niște ochi umflați care acu au plâns. Ia că ce înseamnă să fii măritată. Ce calambur mai e și ăsta? Un suflet, un portret? Ia, explic deodată, nu înțeleg nimic din toate astea. Nu e niciun calambur, tată, dar pur și simplu vorbeam, Lizeti, de nenorocirea unei femei maltratate de bărbatul său. Tocmai meditam asupra faptului. Da, 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 tocmai vorbeam de o fizionomie de bărbat care acu e albă, acu e neagră, acum vine, acum se duce. Zicem că un bărbat care pleacă în lume cu o mască vine acasă cu o grimată. E bine, înțeleg, uite, din toate astea, acum, fiica mea, că această căsătorie te alarmează, nu-i așa? Mai ales că nu-l cunoști deloc pe Mire, pe Dorant. Da, 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 și în primul rând că dumnealui este un om frumos și asta-i cu atât mai rău. Ce înseamnă cu atât mai rău? Ce aiureală mai e și acest cu atât mai rău? Misie, eu zic ce-am învățat de la domnișoară. Această filozofie a domnișoarei, misie, eu nu sunt decât sluga domnișoarei. Hai, hai, bine, Lizeta, să o lăsăm. Să o lăsăm moartă. Ascultă, scumpa mea, știi cât de mult țin la tine? Mm. Ei bine, Dorant vine astăzi să-ți ceară mâna. Da? Ei, dacă dumnealui nu o să-ți placă deloc, n-ai decât să-i întorci spatele și să pleci. Da, da. Iar dacă nu o să-i placi tu lui, ceea ce e destul de posibil, nu-i așa? El va face la fel și... În ce mă privește, draga mea, eu tot nu l-am văzut pe Dorant. Nu era acasă când a fost la el. Dar având în vedere toate lucrurile frumoase și mi s-au spus despre el, nu mă aștept zău că o să fiți delepădat niciunul, nici celălalt. O, bunătatea dumitale m-a cucerit cu totul, tată, și dacă nu sunt prea obraznică, ți-aș propune o idee care mi-a venit acum în minte și dacă ea-i face ca târul mar liniștit. Ce idee, fiica mea, vorbește? Că dacă ideea ta este câtuși de puțin realizabilă, îi fac haterul pe loc. E foarte realizabilă, tată. Numai că mă tem că ideea asta a mea prea abuzează de bunătatea dumitale. E bine, dragă mea, să abuzeze. Pe lumea asta ca să-ți meargă vestea de om bun. Apoi trebuie să fii mult, mult prea bun. Numai cel mai bun dintre oameni poate spune o vorbă ca asta, misie. E bine... Bine, draga mea, ia spune-mi, te rog, care ți-i haterul? Dorant sosește aici astăzi. Așa? Dacă aș putea să-l văd un pic, fără ca dumnealui să știe că eu sunt Silvia. Așa? Lizeta e o fată destul de isteață și ar putea să-mi ia locul meu pe un pic de timp, iar eu pe-al ei. Așa? Domnule! Dar știți că ideea dumneiei este destul de șugubață. Hei! Lasă-mă, te rog, un pic să cuget asupra acestei idei a tale. Păi dacă o lasă facă ea treaba asta, o să se întâmple aici niște lucrușoare. Da, niște lucrușoare unice în felul lor. Chiar nici ea pe care a dus-o căpșorul să propună o asemenea idee, chiar nici dânsa nu se așteaptă la ceea ce o să se întâmple astăzi în casa asta, aici. Ei! Fica mea... Fie, fica mea, îți permit, îți îngădui acest schimb de haine cu Lizeta. Dar tu, Lizeto, tu, draga mea, Lizeto, ai să poți tu să te descurci
În rolul domnișoarei Silvia. Eu, domnule? Dumneavoastră ce, nu știți cine sunt eu? Încercați să-mi faceți curte, să mă acostați un pic, ai? Uitați-vă cu ce stoc de arme vă aștept! Liziana! Liziana, Liziana! Extraordinar! Uite, dragă, că m-a lăsat gata complet. Ce aveți de spus, a? O mai regăsiți pe Liziana cameristă? Dragă mea, ești un drăgușor și altceva nimic! Da, dragii mei, dar n-avem pic de timp de pierdut pentru exerciții și alte feluri de ghidușii. Duceți-vă imediat și vă gătiți conform rolurilor voastre. Dorant trebuie să ne pice din clipă în clipă. Grăbiți-vă, dragii mei, vă rog numai decât. Și nu uitați să-i puneți la curent pe toți ai casei, slugi, slujitori și așa mai departe. La curent cu această deghizare, auzi, fica mea? Mie nu-mi lipsește decât un joc și gata, Lizeta. Iar eu mă duc în bunoar. Ah, da, Lizeto, vine de rog să mă coafezi. Și n-ar strica să fii un pic mai atente cu domnișoara. Da, mergem. Hai bine, plecați. Marș, copiii mei, marș. Surioara mea, te felicit. Am auzit și eu noutatea. Se zice că o să-ți vedem ursitul, nu-i așa? Așa e, frățioare, dar acum nu am timp de taifas cu tine. Mă așteaptă lucruri serioase. O să-ți spună tata despre ce e vorba. V-am părăsit. Da, da, lasă, nu glumi cu ea acum. Are o vină, fiul meu, să-ți spun. Ascultă despre ce e vorba. Dar ce, domnule, mai e și o altă noutate? Da, da, mai e, sigur că mai e. Și până să-ți o spun, te sfătui să fii cel puțin atent la cele ce se mai întâmple astăzi în casa asta, aici. Cât se poate de atent, misie. Ei bine, astăzi, fiul meu, o să-l vedem pe Mirele sorta, pe Dorant. Da, da, numai că n-o să-l vedem îmbrăcat ca domn, ci ca servitor. Ca servitor? Vine îmbrăcat în costum de mascaradă? O să dați vreun bal mascat în onoarea sosirii lui? De unde? Vino, ascultă, să vezi ce scrie taicăsu prin această scrisoare pe care mi-a dus-o numai civaletul. Uite aici, așa. De altfel, nu știu ce o să credeți de trăsnaia ce i-a venit băiatului meu. E o trăsnaie bizară, încât și dânsul se mire cum de i-a venit în cap această trăsnaie. Dar i-a venit pentru că dragostea, da, dragostea, e o chestie foarte drăcoasă și chiar delicată. Da, uite care-i trăsnaia. Dumnealui, adică fiusul, nu-i așa, Dorant, m-a rugat să-i permit să vină la dumneavoastră îmbrăcat în hainele valetului său. Fii atent. Iar valetul să vă vină îmbrăcat în hainele stăpânului. O să fie ceva interesant. Ascultă mai departe. Asta că nu e totul, dragul meu. Ascultă ce se face aici, la noi, în casa noastră. Se întâmplă că sorâta neliniștită la rândul ei... De problema cine și ce reprezintă acest Dorant? Fără ca dânsa să știe ce a pus la cale Dorant, m-a rugat să o las să joace și ea aici. Dragul meu, mare o aceeași comedie și asta tocmai pentru a-l examina pe Dorant exact la fel precum Dorant vrea să o examineze pe ea. E foarte cert. E bine, ce zici tu? De una ca asta cunoști tu ceva mai unical în felul său decât această comedie. Actualmente stăpâna și servitoarea se deghizează. Ce mai sfătui tu să fac eu, Mario? Să avertizez pe sora ta sau nu? Să-i spun sau nu de această deghizare lui Dorant? Hai? Pe legea mea, domnule, fiindcă lucrurile au luat întorsătură ca asta, eu n-aș sta să le deranjez. Ba chiar aș respecta această inspirație care a venit și unuia și altuia. Serios? Și așa deghizați cum ar fi, ar fi foarte bine să-și vorbească cât mai des. Așa? Să vedem dacă inima nu o să le spună cine sunt ei cu adevărat. Da. Te pomenești că Dorant se îndrăgostește pe adevăratele de sora mea, așa, servitoare cum va fi, ei. Și acest lucru ar putea să o încânte? Da,
Da, sigur că da, numai că trebuie să vedem deocamdată cum va ști dumneiei, adică sorăta să ne videască intriga asta, să pună la cale acest... Aceasta e o aventură care nu poate să nu ne distreze. Vreau să intru în joc de la bun început și să mi-i enervez un pic. Domnule, vă pățește bine haina de cameristă? Formidabil. Și tu, frățioare, pare mi se știi despre ce e vorba, cum mă găsești? Pe legea mea, surioara, e destul de vinoncoace pentru un valet. Dar ai putea să ai și un destul de nunda pace și pentru un domn ca domnul Doran. Dar mă tem eu așa în halul ăsta să nu îl șterpelești stăpânii tale pe Doran. Sincer vorbind, n-aș avea nimic împotrivă să-i cad cu tronc la inimă în calitate de personaj pe care îl joc. N-aș avea nimic contra să-i întunec mințile, să-l zăpăcească un pic, să făcându-l să se gândească la distanța ce ne desparte în cât privește pe valetul dumisale. Nu-mi frică deloc de suspinile lui. Mai ușurel, mai ușurel, surioară. Acest valet va fi de teapa ta. Da, da. Și te pomenești că el nu va zăbovi să se îndrăgostească și să te iubească. Ei, bine, onoarea de-i place, nu o să-mi fie deprisos. Domnule, a sosit o slugă care vrea să vă vorbească. Să intre. Dumnealui e probabil sluga lui Dorant. Dorant s-o reținând probabil pe la birou de afaceri. S-o gătere. Unde e Lizeta? Unde e Lizeta? Iată-mă, Lizeta. Oh, da, da, Lizeta, bine, fiți atenți. Caut pe domnul Orgon. Nu cumva dumnealui e acela care trebuie să prezinte reverința? Da, dragul meu, chiar dumnealui e acela. Domnule, eu aparțin de domn Dorant, care vine în urma mea și care mă trimite, uite, așa, înaintea dumneavoastră să vă prezint reverințele sale. Aha. Și să așteptăm să vină și dumnealui în persoană ca să vă prezinte și dumnealui în persoană reverințele sale. Da, face poclonul destul de îndemânat, clicheaua. Lizeto! Da, Lizeto, ce zici tu de băiatul acesta? Eu, domnule, zic că e binevenit și că e un băiat care promite. Mulțumesc, domnișoară. Eu, din cât mi-a fost posibil, n-am făcut decât bine. Nu e rău turnat, băiatul. Inima ta nu are decât să se țină dărzi, Lizeta. Inima mea ei, da. Domnișoară, scuzați, ce îți spune misie mă face să nu cred niciun cuvânt din ce îți spuneți dumneavoastră. O asemenea modestie îmi place. Continuați în aceeași manieră. E bine, ca servitor să fiți mereu întreabă, dar tratați-o mai comod. Ție, zice Lizeta, iar dumneavoastră cum îți spune? Burghinion, Burghinion, misie, la dispozițiile noastre, misie. Burghinion, fie? Lizeta, fie și Lizeta. Bine, spune Burghinion. Și cu toate astea, voi fi servitorul noastră, domnișoară. Servitorul dumneavoastră. Acesta încă nu deloc jardonul necesar. Servitorul tău, uite cum trebuie să spui. Cât privește tutuirea, misie, aștept dispozițiile Lizetei. Fă cum vrei, Burghinion, pentru că gheața s-a spart și stăpânii noștri sunt bine dispuși să se distreze pe socoteala noastră. Mersi pentru vorbă bună, Lizeto. Curaj, copiii mei, curaj, că dacă începeți, uite acum să vă iubiți, iată vă scăpați de ceremonii, dragul acu cu lunii. Mersi pentru vorbă bună, domnule Burghinion. Dumneata, ai șterpelit acest galantărit din alt buzunar. Le-am șterpelit, misie, le-am șterpelit, dar nu din alt buzunar, ci din ochii dumneiei. Domnule, să taci că mă dai gata. Îți interzic să ai atâta spirit. Păi el are din cont propriu și dacă omul găsește careva galantărei în ochii mei, n-are decât să-și le ia. Da, 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 fiul meu, pierzi procesul. Să ne retragem. Acum și că trebuie să ne mai pice Dorant, mergem să o anunțăm pe fiica mea. Și tu, Lizeto, Lizeto, arăți acestui băiat... Camera pregătită pentru stăpânul dumnealui. Adio, Burghinion. Da, Burghinion. Adio, Burghinion. Mersi, mersi, misie. Îmi faci prea mult onoare, misie. Să dau în comedia dumnealor. Nu face nimic să mizăm pe profit. Băiatul acesta nu e un prost băiat și nici fata care l-o avea nu va avea un noroc prost. Acuș o să înceapă să-mi facă curte. Să-l lăsăm să se exprime, să aflăm câte ceva despre stăpânul său. Fata aceasta mă tâmpește. Să legăm, deci, cunoștință cu ea. Lizeto!
Lizeto, fiindcă suntem într-un stil de relație amicale și fiindcă am afurisit orice fasoane între noi, ia să-mi spui, stăpâna ta face tot atâtea parale ca și tine? Zău e tare că se aventurează să țină în casă o cameristă ca tine. Burghinioane, această întrebare pe care mi-o pui tu acum mă anunță că tu, conform obiceiului, vii spre mine cu intenția de a-mi spune unele dulce agarii, nu-i așa? Zău n-am venit în casa voastră cu această intenție. Deși nu sunt decât un valet, n-am avut niciodată cine știe ce relații cu subretele. Nu-mi place spiritul care domnește în tacma lacheilor. Cât te privește pe tine, Lizeto, lucrurile se schimbă. Ce mai cameristă să fii și tu cu aerul acesta de prințesă? Ei bine, tot ce mi-ai spus de a fi simțit văzându-mă ține de istoria tuturor valeților care m-au văzut vreodată. Nu m-aș mira dacă aceasta n-ar fi istoria tuturor domnilor care te-au văzut vreodată. Mă iai frumos în căruță? Dar eu ți repet, nu sunt dintre acelea care pot fi luate cu zăhărelul de acei care port o livrea asemănătoare cu aceea pe care o porți tu. Nu-ți place haina de pe mine? Da, nu-mi place. Și să lăsăm la o parte amorul. Hai mai bine să fim prieteni. Cum? Numai atâta? Lizeto, mai din aur îmi spuneai că poți să te iubesc. Mica ta condiție pe care mi-o pui acum, vezi, și tu n-are decât două soluții. Ambele imposibile. Să te iubesc și să nu te iubesc. Stai valet sau crai. Mica mea condiție trebuie totuși să fie respectată. Mi s-a prezis că de o să mă mărit vreodată, apoi o să mă mărit numai cu un om de viță nobilă și de atunci m-am jurat nici să nu aud de alții. Ei, uite, asta e bună, știi? Ceea ce ai jurat în privința bărbaților, am jurat și eu în privința femeilor. M-am legat cu jurământ să nu iubesc niciodată în serios decât o fată de viță nobilă. Păi nu renunța la proiectul tău. Și bine faci. Bine faci că ești mândră, Lizeto. Mândria asta te prinde de minune. Uite, eu sunt gata să pierd în acest joc tocmai pentru că tu câștigi. Dar într-adevăr, iată un băiat care mă surprinde. Cu toate că... Spune-mi, te rog, cine ești tu? Tu cel care vorbește astfel. Eu sunt fiul unor oameni onești care n-au fost bogați. Crede-mă, îți doresc din toată inima o mai bună situație decât pe aia pe care o ai. Și aș vrea să contribui cu ceva ca să o ai. Soarta a fost nedreaptă cu tine? Ei, zău, așa... Dragostea a fost și mai nedreaptă cu mine decât soarta. Uite, zău, așa, uite, aș da toate bunurile lumii pentru dreptul de a cere mâna. Aș face foarte bine să mă supăr, mă scoți din sărite încă o dată, lasă la o parte al tău omor. Schimbă-ți și tu figura ta. Nu vrei să termini, va trebui oare să te părăsesc? Ar fi trebuit de mult să o fi făcut. Așteaptă, Lizeto, așteaptă. Eu de fapt vroiam să spun altceva, dar acum nu mai țin minte ce vroiam să spun atunci. Și eu aveam la rândul meu a-ți spune careva lucruri, dar tu m-ai făcut să-mi pierd ideile mele de asemenea. Ah, da, mi-am amintit. Vroiam să te întreb dacă stăpâna ta face tot atâtea parale ca și tine. Tu revii la vorba veche pe ocolite. Adio! Ei bine, să lăsăm ce-am vrut să zicem. Lizeto, a? Adio, îți zic nicio amânare. Când stăpânul tău va fi venit, voi încerca în favoarea stăpânii mele să-l cunosc prin mirea însumi, dacă dânsul valorează această trudă, bineînțeles. Valorează! Dar iată-l și pe stăpânul meu. Iată-te, Burghinion. Valiza mea și cu tine ați fost bine primiți aici, nu? Nici n-a fost posibil să fim primiți altfel, nu știu. Da. O slugă de acolo de jos mi-a spus să vin aici pentru că mă așteaptă socrul meu și nevastă mea. Unde-s că nu-i văd? Dumneavoastră, fără doială, ați vrut să ziceți domnul Orgon și fica dumisale, misie. Păi da, domnul Orgon și fica dumisale sau socrul meu cu nevastă mea. E tot un drac. Eu vin pentru a mă însura, ei mă așteaptă pentru a se mărita. Afacerea e pusă la cale, rămâne doar nunta care e un fleac. Acest fleac e un fleac care costă destulă trudă atunci când te gândești la el. Da, dar cine s-a gândit odată la fleacul ăsta, nu se mai gândește încă odată la fleacul ăsta, madame. Burghinion, văd aici un om foarte de ispravă, cu o inimă care te cumpără cu 5 parale, după cât îmi pare. Ce-i șoptești acolo, valetului meu frumoșico? Nu spun nimic. Misiei, spun numai că mă duc să-l fac pe domnul Orgon să coboare aici. Și de ce adică îi zici domnul Orgon și nu îi zici socru, așa cum îi zic eu, socru Orgon și gata? Nu se zice, misie, pentru că încă nu este. Dumnezeu are dreptate, misie, căsătoria încă nu s-a făcut. Ei bine, dar iată, m-ai venit pentru a o face. Dar trebuie să așteptați că ea să fie făcută. Astea sunt fasoanele unui socru de ieri sau de mâine?
De adevăr, ce așa mare diferență este pentru dumneata de a fi sau nu a fi însurat? Cum îmi pare rău? Isie, am greșit că v-am exprimat așa, dar dau o fugă să-l informez pe socrul dumneavoastră de sosirea dumneavoastră. Da, 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 și anunță de asemenea și pe nevastă, mea, te rog. Dar o clipă, până te duci să-i anunț, ia spune-mi un singur lucru. Dumneata care ești așa de... așa de drăgălaș. Nu cumva ești camerista camerei pentru oaspeți? Nu merită bine, da, uite, eu așa numeresc întotdeauna. Și te rog să mai spun un lucru. Ia privește lung și bine la mine și spune-mi, te rog, cum crezi, plac eu aici în casa asta ori nu plac? Cum mă găsești dumneata, nu? Mă găsesc plăcut. Păstrează părerea asta pentru că s-ar putea să ne prindă bine. Da. Sunteți destul de modest, domnule, că vă mulțumiți cu puțin. Dar eu trebuie să vă părăsesc pentru că a uitat să-l anunțe pe socrul dumneavoastră. Altfel, dumnealui ar fi venit să vă întâmpere și eu plec să-l anunț. Sigur, desigur, te rog frumos. Și spune că l-aștept cu mult drag. Da, da, da. Cât e de bizară soarta, niciunul din acești doi oameni nu e la locul său. Lucrurile merg strună. Uite, subrete, astea de acum îi plac. Prostule, ce ești? Deci, adică prost, domnule. Atât de mult mi-ai promis să-ți lași acasă stilul ăsta trivial și stupid de a vorbi. Doamne, doare, domne. Ți-am dat acasă niște lecții atât de bune. Te-am rugat să te porți ca un om normal și atât. Eu nu știu, eu văd că nu mai înțeleg pe ce lume mă aflu cum acesta. Toată aventura asta mă zăpăcește. Ce naibă să fac? De ce? Poate nu-ți place cum arăt? Mai departe am să fiu și mai al dracului. Am să o fac melancolic, am să plâng dacă trebuie. Termin, nu plâng. Ascultă, ce cumva nu-ți place fata? Termin-o, da. Tac. Dar iată-l pe domnul Orgon care vine. Vai! Vai, domnule! Vai, domnule! Vă cer mii și milioane de scuze, dar vă fi făcut să așteptați. Dar numai o clipă în urmă mi s-a spus că sunteți aici. Hai, vai de mine, domnule, o mie de scuze, e prea mult pentru mine. Și apoi nu se cere decât o scuză atunci când nu s-a comis decât o gafă. Mai mult decât atât, toate scuzele mele sunt la dispoziția dumneavoastră. Vai, domnule, sper să nu am nevoie de ele, domnule. Totuși sunt oaspetele dumneavoastră, deci sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule. Da, sunt, vă asigur, încântat, ca să zic așa, să vă văd și vă așteptam... Da, cu cea mai mare nerăbdare. Eu aș veni de la bun început aici, dar știți și dumneavoastră cum e omul de pe drum, că am prost aranjat. Eu eram bine dispus să apar în fața dumneavoastră așa mai gustoasă. În acest caz, domnule, ați izbutit de minune. Uite ce, fica mea se îmbracă. Da, a fost un pic cam indispusă. Știi dumneavoastră cum sunt doamnele, nu-i așa? Ei bine, așteptând până ea se coboară aici și... La dumneavoastră, nu cumva ați dori dumneavoastră să... să vă recoriți un pic? Vai de mine, n-am refuzat decât sunt să beau cu cineva un pahar. Cu cea mai încățără. Bine, atunci, ascultă, Burghinean, băiatule, ai grijă de tine. Vezi, poate îți pică și ție ceva pe acolo, pe la bucătărie. Diavolul ăsta de Burghinean mănâncă cât 7 și bea cât 12. Fiți! Necruțători cu mine până la capăt. Mersi, mersi. La mine, Lizeto. Am vreo două vorbe cu dumneata, Lizeto. Ce chestie? Vreau să vă spun în ce hal au ajuns lucrurile. Pentru că e foarte important ca dumneavoastră să fiți lămurit în această privință. Ca după aia să nu aveți deloc că vă plânge de mine. Deci trebuie să cred că e o chestie destul de serioasă? Da, Misie, destul de serioasă. Dumneavoastră ați consimțit ca domnișoara Silvia să joace rolul meu și eu pe al dumneaei. Așa. Și eu la început am fost de acord, pentru că nu mă gândeam ce o să iasă din toată afacerea asta. Dar m-am înșelat, misie. Bine, bine, și ce a ieșit din toată afacerea asta? Domnule, e foarte greu ca cineva să se laude pe sine. Dar în pofida tuturor regulilor modestiei, trebuie totuși să vă spun că dacă nu faceți ordine în ceea ce urmează să se întâmple, pretinsul dumneavoastră, ginere, nu va mai avea nici...
Nici o bucățică de inimă să dea domnișoarei tice dumneavoastră. E cazul ca dumneavoastră să dea cărțile pe față. Timpul ne presează, căci trece o zi și nu mai răspunde nimisia. Ei, de unde mai luat-o și pe asta, Lizeto, că dumnealui nu-i va mai place fiica mea? Când o va cunoaște mai îndeaproape, crezi tu că n-o să-i placă? Pui la îndoială tu farmecele, ca să zicem așa, șarmul fiicei mele? Ba, nu, misie, dar văd că dumneavoastră nu le prea puneți îndeajuns la îndoială pe ale mele. Eu vă previn că farmecele mele o să meargă mai departe și nu vă sfătuiesc să le lăsați să meargă mai departe. E bine, în acest caz, ai toate complimentele mele, Lizeto, da. Cum adică, misie? Vă arde de glumă, da? Vă bateți joc de mine acum că... Când eu turb de ciudă că o să fiți tras pe sfoară, dumneavoastră, parte de glumă, da? Hai, nu mai turba, Lizeto, vi-a zis de treabă, draga mea. Misie, eu încă o dată vă repet. Inima lui Doran bate acum destul de tare. Și poftim, acum Doran spune că-i plac foarte mult. De seară va spune că mă iubește, iar mâine va spune că mă adoră. Și o să cadă la picioarele mele, vă garantez. E bine, și ce-ți pasă ție? Dacă te iubești atât de tare, mă rog, acest Dorant să te ia. Cum? Și dumneavoastră nu o să fiți contra? Păi, dacă l-ai adus, draga mea, până în halul ăsta, eu nu o să mai am cum să fiu contra pe onoarea mea. Domnule, fiți atent cu cine aveți de-a face. Până aici farmicile mele lucrau de capul lor, nu le-am ajutat nici cu o sprinceană. L-am lăsat să manevreze în voi, am ținut așa numai să mi-l pieptăn un pic pe dumnealui. Nu mai spune. Dar dacă mă amestec eu în afacerea farmicilor mele, misie, apoi ținem robot și atunci n-are să fie nicio scăpare. Ce vorbești? Păi, robot, draga mea, pieptăn-l, arde-l în tine, mărită-l, cupă-l, fă ce vrei cu el, dacă o poți. Dacă am rămas la tâta, să zicem că norocul meu e în sat. Da, bine, bine, e în sat, mai decât în sat. Lizeto, Lizeto, vino încoace, draga mea. Dar ia să-mi spui, te rog, fiică mea, nu ți-a vorbit nimic? Ce crede ea despre acest pretendant al dumneiei? Nu, misie, încă n-am avut nicio ocazie să vorbesc cu ea, pentru că acest pretendant al dumneiei se ține scai de mine, domnule. Așa? De mine și de mine și de mine. Nu mai spune! Dar mă uit eu așa la ea și o văd că nu e prea mulțumită. Observ că e mereu tristă, visătoare. Și tare mă aștept că o să mă poftească să-l dau pe ușa afară. O, nu, dar eu nu-ți dau voie să-l dai pe ușa afară, Lizeto, nu. Mă feresc eu să dau ochii cu dânsa. Am eu socotelile mele în privința acestei comedii. Vreau, Lizeto, ca dumneaei să-și examineze viitorul soț mai în voie, înțelegi tu? Dar baletul, cum se ține dumnealui? Nu-i dă cumva prin gând? Lichele să se îndrăgostească de fiica mea? Misia, dumnealui e un dracu să-l ia. Nu mai spune! Am observat că e om de condiție cu ea, pentru că se ține bine, se uită la ea, oftează, mă rog! Ce vorbești? Și lucrul ăsta o supără? Ba nu, dar domnișoara roșește. E, ți se pare, Lizeto, privirile unui valet, nu mai ajung ele chiar până într-acolo. E, misie, domnișoara roșește, misie! E, păi roșește de supărare. Ha, bine, ar fi să fie așa. E bine, Lizeto, când ai să vorbești cu ea, da? Spune-i că îl bănuiești pe valet, că ar vrea să o întărite contra stăpânului său. Misie! Da. Ei, și dacă ea se supără, nu-ți face multe grijă din toate astea, înțelegi? Las pe mine. Dar uite și pe Dorant, care pare mi se apare, te caută. Iată-vă, în sfârșit vă găsesc fermecătoare, doamnă. Am întrebat de dumneavoastră toată lumea din casa asta, sau așa? Sluga dumitale, socrișorule. Am curăț. Sau
numai e mult și voi fi sluga dumitale. Oh, da, nu mai e mult, într-adevăr. Ei, bine, adio copiii mei, vă las împreună, fiindcă e bine întotdeauna să vă iubiți, barem un pic, înainte de a vă căsători. Da, desigur, aceste două lucruri, dragostea și căsătorie, eu le fac pe amândouă dintr-o dată. Da. Ce vorbești? Dintr-o dată, moi, je suis, moi, da. Ei bine, mai ușurel, iubitule, adio. 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 Madame, tatăl dumneavoastră îmi spune să o iau mai ușor. Al dumnealui vin ușor să vorbească în felul ăsta, pentru că e bătrân, madame, dar eu ce mai fac cu zăboveala asta? Îmi vine greu, domnule, să vă cred că vă costă mult zăboveala. Dumneavoastră spuneți că nu vă place zăboveala numai de ochii lumii. Dumneavoastră sunteți abia sosit la noi în casă și amorul dumitale, fiindcă nu e atât de puternic cu fica molcăluț, că abia se naște. Vai, madame, zău că nu aveți dreptate. Un amor ca acela care scrie acum pe fața dumneavoastră nu trebuie să stea prea mult timp în fașă. Prima dumneavoastră privire a făcut să nască amorul meu. Da? Da. Cea de-a doua privire a dat amorul meu puteri. Da. Iar cea de-a treia l-a făcut cu ce aminte băitul. Ai, madame, așa că vă rog să aveți grijă de el, să-l puneți cumva la cale, pentru că dumneavoastră sunteți mamă. Da, amorul dumitale e atât de obișnuit. Îl obișnuiește cineva azi. Nu este el chiar atât de obișnuit, dar în așteptare că va fi în curând pus la cale, vă rog să-i întindeți mânuța dumneavoastră puhabă și durdulie pentru a-l amuza un piculeț, madame. De vreme ce altfel nu poate fi pace între noi decât mă amuzându-l. Poftim, se-o întind mică obrăznicătură. Cumpă jucăria sufletului meu. Gestul acesta mă împrospătează ca un pahar de băutură răcoritoare. Madame, ce păcat că n-am decât o singură picăturică, madame. Stăpâniți, vă sunteți prea lacomi. Madame, eu nu fac decât să aștept că în curând, după această picătură, va veni și masa. Masa? Masa. Da, oare în cazul dat nu e cazul să avem șoleacă de minte? De ce nu mintea? Mintea e lucru bun, dar de unde o iai? Da, mintea mi-am pierdut-o toată, madame. Mi-au furat-o ochii dumitale frumoși și pungași. Mi-au furat toată mintea, zău, madame. Chiar? Zic, dumneata, chiar mă iubești dumneata așa de mult? Ca un prăpădit, madame, ca un prăpădit. Uitați-vă în ochii mei și vedeți că acesta e pur adevăr. Dacă mă uit în ochii, adevărul acesta nu chiar atât de pur, domnule. Dumneavoastră, ceea ce spuneți acum este o ipocrizie, madame. Vă iubesc ca un prăpădit. Mi-a furisit să fie valetul care nu se pricepe să ne lase în pace. Dar vezi ce vrea omul, domnule? N-am decât un cuvințel să vă spun, monsieur. Madame, nicio grijă, dacă îmi spune două cuvințele, al treilea cuvințel va fi că îl dau afară. Vino-n coa, idiotule. Idiotule nu mai este un cuvințel, idiotule e în jurătură, idiotule. Scuză-mă, regina mea, scuză-mă. Nu face nimic, da, avem de vorbit. Avem de vorbit un pic, da. Da. Domnule, nu trebuie. Mai slăbește-o, domnule. Nu ți-am spus eu să nu te grăbești, să te faci supărat. Supărat, da. Înțelegi sau nu? Am spus supărat. Domnule, Ai înțeles sau nu? Am înțeles, tot puișor retrage. Pleacă, puișor. Dacă la mama dracului, puișor. Madame, știți, dacă nu se băga dumnealui pe fir, aveam să vă spun niște lucruri așa de frumoase, madame. Da. Dacă e ce folos, dacă nu vă pot spune niște lucruri foarte ordinare, afară de amorul meu, care este extraordinar, da? Dar apropo de amorul meu, când va veni timpul ca și amorul dumneavoastră să țină de urât, madame? Da, să sperăm că va veni și vremea aceea. Chiar va veni și vremea aceea, da? Mai, prea, dar mai e prea din scurt.
curt. Dar ce și aș putea să-mi pierd cumpătul. Ce să fac, dragă, dacă ard și acum și cam să trec pojar. Vai, cum să fac să vă înțelegi cât mai repede? Dă-i bătaie, dă-i bătaie înainte, eu înțeleg, îl înțeleg cu toate, mă, te înțeleg. Bine, domnule, dar nu-i șade bine unei domnișoare să se explice așa deodată pe șoară? Da, și șade bine, nu șade rău și văd că stai destul de bine și vor să nu vii, chiar așa. Da, dar în definitiv, domnule, ce cer dumneata acum de la mine, ce cer? Cer să-mi spui că mă iubești. Măcar o lecuță. Uite, eu din partea mea mă apuc și spun: eu te iubesc, madame. N-aud ecoul, princesă, ecoul, ecoul. Vai, ce nesățiu o sunteți. Ei bine, mișie, ascultați. Domnule, 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 vă iubesc, domnule. Ah, madame, crăp, zdohnesc de fericire, mă tem că acușica am să apuc câmpii dumneavoastră, mă iubiți, este admirabil, madame. Ah, monsieur. Ah, madame. S-ar cădea și eu să fiu la rândul meu zăpăcită de promptitudinea omagilor dumneavoastră. Dar cine știe, poate că ne cunoaștem mai bine și ai să fii mai puțin izbit de dragostea dumitare. Oh, madame, madame, dacă vom ajunge până acolo să aflăm cine din noi și câte parale facem, mă tem că eu am să am atâtea de pierdut, încât nu o să-mi rămâne nimic de câștigat, madame. Dumneata, mă crezi mai al dracului decât ție, dumneata. Dumneata, crezi că eu sunt mai de Dumnezeu? Ce să facem dacă așa ne-i soarta? Rămânele-ar de cap tate și mame care m-au făcut. Dar lasă, dragă, că inima mea te-ar fi ales oricare ți-ar fi fost părinții. Că bună ziua mai fost și aceea când am venit pe lume, zeu, așa. Domnule, pot spera că și inima dumitale m-ar fi ales pe mine oricare mi-ar fi fost părinții. Dar ce vorbă mai și asta, madame, zeu, așa? Păi să nu fi fost dumneata decât o margheoliță, să te fi văzut pentru prima oară într-un beci spălând butoaiele cu spălătorul. Și totul n-ai fi fost numai și numai o princesă pentru inima mea, madame. Dei, domnule, ca aceste sentimentele dumitale să țină cât mai mult. Amin. Și pentru ca să le întărim dintr-o parte și din alta, hai să ne jurăm că o să ne iubim toată viața. Da. Și hai să punem pecetea, madame. Madame, pecete, madame, pardon, madame, fără pecete n-ai făcut nimic. Amin, mai încoace, așa, așa. Mirușine! Rușine, rușine și mie, mirușine, dar drept, madame. Hai. Madame, în pofida tuturor greșelilor de ortografie pe care știu că le-ai făcut și le mai faci pe socoteala mea. Așa e, domnule, și să știi că eu am un și mai mare interes pentru acest jurământ pe care îl facem noi acum, pentru că și eu mă jur să te iubesc din toată inima, toată viața. Bunătatea dumitale mă doboară și eu mă nărui în genunchi în fața dumitale, madame. Stai, domnule, nu te nărui, pentru că eu mă desfac când mă gândesc cine îngenunchează în fața mea. Madame, eu mă desfac și mai mărunțel, să vă așa. Ah, Doamne, că mare ți-i comedie pe lumea asta. Dar ridică-te, domnule, ridică-te. Nu știu cine ne mai vine. Care dracu? Ce vrei să-mi spui, zi-a tu? Aș vrea să vă vorbesc, madame. Da, ai vrea să-i vorbești, da? Ascultă, păpușico, nu cumva ai venit? Ai venit, da? Atunci, te rog, ia-și afară. Cameristele din țara mea nu vin decât atunci când sunt chemate. Și eu trebuie să vorbesc ceva cu madame. Ce încăpățânată subretă regina vieții mele, expediază, te rog. Ascultă, păpușico, am primit ordine să ne iubim o lecuță înainte de nuntă. O lecuță, înțelegi? Iubita mea. Lizia, dar n-ați putea să reveniți peste o clipă, hai. Dar, madame. Ce auzi, dar că mă bagi în draci. Ah, ce omorâcios, madame, vă asigur că presează. Ah, domnule, permiteți să mă descoperesc de dumneavoastră. Când vrea dracu și muierea, n-ai ce-i face. Răbdare, Arlechin, răbdare. Să ne mai plimbăm un pic până se piaptână dumnealor. Al dracului neam de oameni mai sunt și servitoarele astea, zău. Vă găsesc admirabilă că nu l-ați expediat dintr-o dată și în felul ăsta m-ați făcut să îndur brutalitățile acestui animal domestic. Aoleu, madame, că nu mai pot juca două roluri dintr-o dată. Trebuie să o fac sau pe slugă sau pe stăpână, trebuie sau să mă supun sau să ordon. Foarte bine, dar fiindcă dumnealui nu mai e să ne vadă, am să te rog să mă asculți ca pe stăpâna dumitale. Vezi prea bine că halul ăsta de om nu-mi convine deloc. Dumneavoastră n-ați avut timp să-l examinați atât de mult. În schimb, ai avut dumneata și văd că examenul acesta a dumitale te-a îmbujurat. Așa departe ați ajuns, Lizeto. Parcă e nevoie să-l vezi de două ori ca să-i spui o singură dată că e un necioplit.
Tata pare a nu aproba repulsia mea față de acest om și în această situație numai tu ai putea să mă salvezi dându-i înțelege acestui tânăr domn că n-aveți chef a vă mărita cu el. Nu prea m-ar duce capul, madame, cum să fac treaba asta? Nu prea te-ar duce capul? Dar ce te împiedică? Domnul Rugon mi-a interzis. Ți-ai interzis? Dar în acest caz nu-l mai recunosc deloc pe tatăl meu. Strict interzis. Ei bine, eu vă oblig să-i transmiteți domnului Orgon repulsiile mele pentru acest om și să-l asigurați că aceste repulsiile mele sunt de oțel. Dar, madame, spuneți-mi, ce are în el tânărul domn atât de urât, atât de repulsiv? Nu-mi place, zic, precum nu-mi place faptul că nu prea vrei să mă ajuți. Dați-mi un pic de răgaz pentru a mai cunoaște o leacă pe dumnealui, vă rog, madame. Îl urăsc atât de tare încât n-am nevoie să-mi pierd timpul să-l urăsc și mai tare. Da? Dar, madame, spuneți-mi. Valetul dumnealui care o face pe deșteptul, nu cumva v-a întărătat pe dumneavoastră contra stăpânului său? Ei da, valetul dumnealui are face, sigur că? Ceea ce nu-mi inspiră încredere la el, madame, că prea le cântărește pe toate. Hai, mai zi ceva dacă n-avem ce vorbi despre el. Mi-e îngrijă că acest valet a vorbit numai puțin cu mine. Și în puținul pe care mi l-a spus, nu mi-a spus decât lucruri foarte înțelepte. Lucruri înțelepte, un valet? Ai, madame, eu cred că valetul acesta spune niște istorii năstrușnici ca să apară dumnealui cât mai isteți. Văd acum că dumneata m-a oblit să-l apăr pe acest băiat. Dar nu e cazul ca dumnealui să se certe cu stăpânul său și nu e cazul să faci din el un intrigant pentru ca să faci din mine o toantă că stau și ascult istoriile dumnealui. O, madame, de vreme ce l-a apărat cu atâta delicatețe pe acest băiat și de vreme ce a ajuns ca bârfa să vă urce sângele în obraz, eu în asemenea situație nu mai am de spus nimic, madame. De vreme ce l-apăr cu atâtea delicatețe pe acest băiat, despre ce fel de delicatețe vorbești tu, Lizeto? Dar ce înțelegi tu prin aceste delicatețe? Oh, ce se întâmplă cu inimioara ta, Lizeto? Zic, madame, că nu m-am văzut niciodată așa cum sunteți acum. Mă zbat și nu mă pot pricepe. De ce ați fi așa de rea? Ei bine, dacă băiatul n-a zis nimic de rău despre stăpânul său, să fie într-un ceas bun. Nu e cazul să vă ieșiți din minți ca să-l apărați. Eu, din partea mea, n-am nimic contra să aveți o părere bună despre dumnealui. Uitați-vă, oameni buni, ce face dracul pe lumea asta. Uite cum întoarce ea lucrurile. Am ajuns într-un hal că mai că-mi vine să plâng. Dar de ce să plângeți, madame? Ce aluzii fine ați auzit în vorba mea care vă face acum să plângeți? Eu aud în vorbele dubitare aluzii fine. Eu te cer pe dumneata pentru că să-l apăr pe dumnealui. Eu am o părere bună despre dumnealui. Cum ai ajuns tu chiar până într-acolo să nu mă mai respecti, Lizeto? Doamne, dar ce lume ne-am pomenit noi, Lizeto! Nu știu, draga mea, dar știu că mult timp n-am să-mi pot veni în fire după măritișul ăsta dumitare. Are un fason de a vorbi că mă scoate din sărit. Ești de aici până am ochi de bani. Las că am să iau eu alte măsuri de altă vorbă de așa. Ah, Lizeto, oricât ai fugit tu de mine, totuși vreau să-ți vorbesc, Lizeto. Știi, sunt nemulțumit de purtarea ta, Lizeto. Burghignon, să nu ne mai tutuim, eu te rog. E bine, cum vei vrea tu. Tu vezi că iar mă tutuiești? E bine, dar tu nu vezi că iar mi-ai zis tu mi-ai zis, eu te rog. Vorba e că m-a luat gura pe dinainte. E bine, dar să nu mai ciondănim pe chestia asta, pentru că și așa ne-a rămas timp puțin să fim împreună. De ce, stăpânul tău pleacă? Crezi că o să fie mare pagubă că pleacă? Dar dacă plec și eu, tot nu-i mare pagubă. Eu îți duc gândul până la capăt. Las că-l duc eu bine și singură până la capăt. Nu tu intri în câmpul meu de vedere. E bine, tu intri în câmpul meu de vedere. Uite ce-i, Burghignon, să fim înțeleși odată și pentru totdeauna. De te duci? De rămâi? De te duci și te întorci? Toate astea trebuie să mă lasă indiferentă și mă lasă, de fapt. Nu-ți vreau răul, nici binele, nici te urăsc, nici te iubesc. Astăzi, dispozițiile mele la ora actuală, pentru că ar trebui de acum să tac și să nu zic nimic. Eu nu prea înțeleg despre ce e vorba. Te pomenești că în clipa asta tu îmi spulberi liniștea întregii mele vieți. Hai să nu mai vorbim mai mult despre asta. Lizeto, de știi ce mult sufăr, Lizeto. Permite-mi cel puțin fericire de te vedea. Frumos motiv pentru a mă măguli. Burghignon o să aibă fericirea să mă vadă și asta o să-i mângă inimioara. Uite o amintire care o să mă facă într-o bună zi să râd cu poftă. Eu văd că și acum ați râs cu poftă de mine. Și bine faci, pentru că eu nici nu știu ce vorbesc, nici ce vreau de la tine. Adio. Adio, știi să ești frumos din încurcătură. Dar apropo de acest adio al tău, mi-ai spus că plecați. Dumneata, ai vorbit serios?
În situația în care mă aflu, ori trebuie să plec, ori trebuie să-mi ies din minți. Nu te-am oprit pentru a-ți asculta acest răspuns, spre exemplu? Ei bine, se prepoate că am greșit cu acest răspuns al meu, deși n-am săvârșit decât o singură greșeală în viața mea. Este greșeala de a nu fi plecat imediat, cum te-am văzut. Încă o vorbă ca asta și-s gata. Dacă ai ști, Lizeto, starea în care mă aflu... A mea nu-i mai puțin curioasă, te asigur. Dar ce ți-am făcut, Lizeto? Că n-am vrut să te duc în starea asta, zău că n-am vrut. Ar fi trebuit să-i încred inima. Și la ce aș putea eu spera dacă aș încerca să te fac să mă iubești? Pentru că, vai, chiar dacă aș obține inima ta... Nu ne ducă Dumnezeu să obții, pentru că atunci când o vei obține, nici n-ai să știi că ai obținut-o, pentru că eu am să fac atât de bine, că nici eu n-am să știu că ai obținut-o. Ia-te, uite, ce trăsnaie își bagă dinelul în cap. Cum vreau să zic că este foarte adevărat că tu nici mă urăști, nici mă iubești, nici mă vei iubi vreodată? Foarte ușor lucru. Foarte ușor lucru? Dar ce te înspăimântă la mine? Dar nu mă înspăimântă nimic, nu de spaima ta e vorba. Păi dacă nu de spaima mea e vorba, atunci spune-mi, Lizeto, de 100 de ori că n-ai să mă iubești deloc. Nu de 100 de ori, de 1000 de ori ți-am spus-o. Cearcă să mă crezi ce-ți spun. Da, trebuie să te cred. Lizeto, eu sunt un băiat de bună credință. Am strașnică nevoie de ajutorul tău. Ajută-mă. Te rog în genunchi. Doamne, la ce am ajuns? Numai comedia asta îmi lipsea la toată aventura mea. Cât de nenorocită sunt, Doamne. Hai, ridică-te, Burghinion, te conjur să te ridici, că mai poate veni cineva și... Am să zic tot ce ți-o plăcea, numai scoală-te. Ce vrei să-ți spun? Nu te urăsc deloc, ridică-te. O să te iubesc dacă am să pot. Nu-mi displaci deloc, ridică-te, te rog. Asta trebuie să-ți fie de ajuns. Cum, Lizeto? Dacă n-aș fi cine sunt... Dacă aș fi bogat, dar nu de viță nobilă, și dacă te-aș iubi așa cum te iubesc, inima ta nu m-ar respinge. Sigur că nu. O să mă suferi. Sigur că da. Pare că vorbești serios. Atunci trebuie să-mi pierd mintea. Eu îți spun ce vrei să auzi de la mine, dar tu nu te ridici deloc. Vai, ce mare păcat că vă întrerup. Totul mi-a zis de minune, copiii mei, curaj, curaj, curaj. N-aș fi putut să-l opresc pe băiat să nu cadă în genunchi, misie. Cred că nu sunt în stare să-i ordon să n-o facă, cred eu. Da, într-adevăr. Dar știți că vă potriviți de minune? Da, da, da. Doar am să am o vorbă cu tine, Lizeto, da, da. Și după ce o să plecăm noi, cu mare o să vă reluați conversația. Cred că n-aveți nimic împotriva, doamne, Burghinion. Vă las, vă las, misie. Plecați, plecați și, da, căutați să vorbiți cu un pic mai mult menajament față de stăpânul dumneavoastră decât o faceți de obicei. Cine? Eu, misie? Da, da. Adio, adio. O să vă justificați altă dată. Iată, fiica mea, despre ce merge vorba. Până una alta. Până o să-l cunoști bine, bine de tot pe băiatul acesta care a ieșit acum de aici, te rog să nu-l refuzi, să nu-l alungi, să nu-l... Te rog, mai zăbăvește-o țir și hai să vezi, draga mea, că o să-mi fii foarte recunoscătoare pentru această zăboveală pe care ți-o cer eu acum. Da-da! Tu ai stimărit scodorant. Asta ți-o spun eu și încă din dragoste. Da. Dar, tată, da? Ce facem cu valetul? Poate că-l iertăm? Ce zici? Păi să-l ierte stăpânul. De ce să-l iertați, oameni buni, când eu nu vreau să-l iertați? Ei, bine, atunci... Adio, surioară, adio și nu ne pomeni de rău. Da, da, să mergem, Mario. Adio, adio, adio. Căutam, Lizeto. Nu era greu să mă găsești pentru că eu fug de tine. Lizeto, așteaptă, ascultă-mă. Vreau să spun ceva care o să schimbe pe loc cursul lucrurilor. Așa, așa? Lizeto, află că acel care stă în camera de alături cu stăpâna dumitale nu este acel care se crede că este. Atunci, dar cine este? Este un valet. Și pe urmă? Pe urmă, eu sunt acela care-i dorant. Ah, îmi vine inima la loc. Lizeto, vroiam sub această haină să pătrund un pic în lumea stăpânii tale înainte de o lua în căsătorie.
Tata mi-a dat voie să fac ce am făcut și afacerea asta îmi părea nespus de interesantă. Dar uite, acum eu n-am ochi să o văd pe fiica domnului Orgon și trebuie să fiu soț. Și pe deasupra îmi place servitoarea dumnei. Cred nu-i rămân nimic altceva decât să vadă în mine un nou domn. Ce să mă fac eu acum, Lizeto? Pentru că vezi, dumneata, roșesc când mă gândesc că trebuie să mă duc să-i spun că... Și m-aș duce eu și i-aș spune, dar și toanta aia de stăpâna dumitale s-a îndrăgostit în neghiobul ăla de valet al meu. Mai mult decât atât, e gata să se mărite prăpădita cu el dacă le-aș da voie. Ce să mă fac eu acum, Lizeto? Așa să o mai ținem sub trandafiri. Dar știi că afacerea aventuroasă pe care ați făcut-o dumneavoastră n-a făcut-o încă nimeni. Ei bine, domnule, până a vorbit despre afacerea aventuroasă a dumneavoastră, țin să-mi cer scuzele mele pentru tot ce a fost șocant în vorbele mele cât am stat de vorbă împreună. Ah, Lizeto, termină, te rog, cu scuzele astea, fiindcă ele mi-au amintit de distanța care ne disparte. Și distanța asta nu că mă doare, dar mă sfâșie. Mica dumneavoastră înclinață către mine este oare serioasă? Mă iubiți dumneavoastră până într-acolo? Cum, Lizeto? Nu ai tu destul șarm, Lizeto? Vă pare. Misia, cât privește că m-ați întrebat ce să faceți cu valetul dumneavoastră, eu v-aș sfătui să mă încăduiți un pic, pentru că lucrurile astea nu se face cu una cu două. Și apoi, noi o să ne mai vedem și o să ne stăruim să ieșim basma curată. Bine, Lizeto, voi face cum zici tu. Bun și onoratul meu stăpân, aveți milă, aveți milă de norocul meu cel mare care m-a pălit acum. Nu-mi văduviți fericirea, domnule, vine peste mine fericirea grămadă, nu-i închideți poarta, vă rog. A, mizerabile, eu văd că tu bați joc de mine, așa-i? Zău, pentru chestia asta merita 100 de bețe pe spinare. 100 de bețe sunt gata să le îndur pe toate. Dacă le merit, poftim, dar după asta să știți că am să merit și altceva. Să mă duc să caut un baston, ori vă chinuiți cu periuța asta. Pușlama. Pușlama, pușlama, fie și pușlama, dar vă spun că mi-a picat un mare noroc și dacă îl scap am să fiu și mai mare pușlama, domnule. Ca să vezi ce-i trece măgarului prin... Măgar, măgar și măgar, nu-i rău spus. Îmi convine să fiu și măgar pentru pușlama, e chiar o onoare să fie și măgar. Dar de ce vă închipuiți dumneavoastră că un măgar nu spate în suraș, el cum scrie cartea? Cum căscatul? Cum? Îți închipui că eu aș putea duce de nas cu un om onorabil și să-ți permit să te însori cu fiica domnului Orgon sub numele meu? Da, de ce, mă? Mizerabil, află că după ce l-ai fi dat pe domnul Orgon cine ești, să știi că te dau afară. Mă dați afară, da? Mă dați afară. Bine, alungați-mă, domnule, alungați-mă. Dar să vă spun încă unul, că domnișoara asta mă adoră, mă iubește, mă pune la icoane, domnule! Și dacă mă duc acum și îi spun... Că nu sunt domnul Dorant, ci-s valetoarele Chinu, da? Și cu toate astea, inimioara ei se răprinde și te mai departe pentru o dragoste cu mine. N-ai face, dumneata, să ne cânte muzica la poartă, ea spune, n-ai face. Fac, fac totul pentru tine, dar numai după ce îl previn pe domnul Orgon, cine ești? Îi spun eu singur cine sunt, bun, îi spun chiar acum. Chiar în acest moment mă duc să o previn pe această minune a zilelor noastre de faptul ce ne afam și... Ce galoane port pe umere. Sper că nu o să-i mai certăm noi de la asta. Ba mai mult chiar sper că dragostea ei o să mă pună în capul mesii, în ciuda sorții care vrea să mă arunce la coada mesii. Oprește, Burghinion. Am o vorbă, îți spune. Ce mi-a ordonat să ascult, domnule? Dumneata îi faci curte, Lizete? Da, misie, dânsa e atât de amabilă că mi-este foarte greu să nu-i vorbesc de dragoste. Cum primește, dumneata, tot ce ce-i spui dumneata? Bătaie de joc, misie. Ai spirit. Nu faci pe ipocritul. Nu, dar ce-l doare pe misie? Presupunem că Lizeta are gust pentru mine. Gust pentru dumnealui. Dar de unde ți-a procurat aceste vorbe? Dumneata e un langaj prea afectat pentru un valet ca dumneata. N-aș putea să vorbesc altfel, misie. Cum drăcea, apare aici un ton de gelozie. Prespui că Lizeta are gust pentru dumneata și mai apoi? Dar ce-ar fi nevoie ca dumneavoastră să o aflați, misie? Ar fi nevoie, pentru că fără să mai aducem alte argumente, eu îți interzic să te adresezi mai mult dumneei. Nu-mi face mie plăcere să-l am pe un burghinion drept tribal. Misie, așa burghinion cum sunt, la fel n-aș prea vrea să vă am drept tribal, misie. Dar ce impresie avea tu, poate că nu merit dragostea ei? Observ că misie n-are răbdare să aștepte ca rivalul dumisale să-i fac complimente. E un răspuns foarte isteț și de aceea ți-l iert. E bine, dar să știi că livreaua ta nu este potrivită a face să încline balanța în favoarea ta.
Și nu tu ești făcut pentru a lupta contra mea. Misie! Ah, dar iată și pe Lizeta. Ce aveți, domnule? Îmi pare-ți tulburat? Dar nu mai are nimic. Am avut o vorbă cu Borghinion. Îl văd mâhnit, nu cumva l-ați certat? Misie mi-a spus că vă iubește. Și ce am eu cu asta? Misie mi-a interzis să vă iubesc. Trebuie să înțeleg că misie mi-a interzice și mie să fiu amabilă cu dumneata. N-aș putea să-l împiedic să te iubească, frumoasă Lizeto, dar nu vreau ca dumnealui să ți-o spune. Dumnealui nu mi-o spune, dumnealui numai o repete. Aș vrea cel puțin să fac aceste repetiții când nu sunt eu de față. Dispar din câmpul meu, Borghinion. Aștept să mi-o ordone dumneai. Să vezi. Nu e nimic de văzut, dumnealui zice că așteaptă eu să-i ordon, aveți deci răbdare. Uite la el cum mă joacă flăcăul. Păi să iasă, cui vorbesc eu acum? Lui Borghinion. Păi să iasă Borghinion. Ieși, vezi că dumnealui se supără. Dar nu puteți să-mi ceriți nimic mai bun decât să ies. Ei, hai să terminăm. De ce râzi, Mario? De furielul Dorant care nu mă cea ieșit de aici și pe care l-am rugat să o lese în pace pe Silvia noastră. Zău, da. Nu mi-ar părea rău deloc ca dumnealui să fie păcălitul proprii sale păcăleli. Dar e destul cât ați jucat, copiii mei. Așteaptă, tată, așteaptă, dar ia să spui, surioare, până unde ați ajuns cu jocul, eh? Vai, dragă frățioare, trebuie să recunosc că până ce-o fi sunt mulțumită de până unde am ajuns. Hai, dragă frățioare, zice dumneai ei, tată, Matale, nu simți aici în vorbele astea un fel de șez binișor și nu-mi da pace, eh? Cum să nu numai decât? Dar ia să-mi spui, fiica mea, nu cumva sper tu că dumnealui va merge până într-acolo încât să vină să-ți șeară mâna tu, fiind, uite așa, în pestel ca asta, așa cum ești, ai? Vai, dragă tată, sper? Vai, dragă frățioare, vai, dragă tată, apoi nu ești tu o farmazoancă, eh? Asta zic că nu numai dogenești ca de neau, dar ne tratezi cu vorbe dulci. Dar vouă nu vă trece nicio vorbă, dar vă legați de cuvinte. E bine, bine, nu te supăra, am scos eu un pic din capete, fiindcă, zău, ai haz și când râzi și când plângi. Da, dar nu vei mai avea loc ca te plânge, fiica mea, pentru că eu am să-ți aprob. Dacă ați ști cât de recunoscătoare vă voi fi pentru asta, dacă ați ști cât de mult toate aceste peripeții ale noastre de astăzi ne vor face traiul dulce, asta e o căsătorie unică, asta e o aventură care nu mai s-o auzi și te îndrășează la inimă. Păi dacă l-a mai pocnit pe cineva, un noroc mai original, mai al dracului, mai cu ambâți, mai... Au început să ciripească graurii a primăvară, frumos! Da, trebuie să convenim, dragul meu, că această ciripeală a dumneiei este destul de fermecătoare, da, da. Mai ales, fiica mea, dacă vei ști să aduci cu ea primăvara! Primăvara mea și sosite. Torant este învins. Vreau să mă bat pentru această victorie. Nu vreau ca dumnealui să ne dea pe gratis. Vreau o bătălie între dragoste și rațiune. Vreau război, așa să știți. Război pe viață și pe moarte, după care să nu mai rămână nimic din rațiune. Ei vezi? Ei, vezi tu, fiica mea, cât ambiție zace în tine! Aceasta e ambiția unei femei, tată. Și când se ambiționează o femeie, trebuie să cedezi. Uite, acum trebuie să te ții cât se pare de bine în mâini, fata mea, pentru că, uite, acuși ne pică și Lizeta și trebuie să mai aflăm cine mai spune și dânsa. Domnule! Da? Așa că din iaură ați spus că Dorant al meu, când mi-l lăsați mie, că pot să fac cu el tot ce doresc. Mai decât? Așa a fost vorba dumneavoastră. Da, Lizeta. Acum, de când ați spus vorba asta, misie, eu n-am stat degeaba. Așa? L-am lucrat. Nu mai știu. Să vedeți ce bărbăție l-am făcut din el o minune. I-am fixat căpriorii. Așa? L-am pieptănat. Așa? L-am scărmănat. L-am împrobodit și am bus o fund în cap. Extraordinar. Și acum vă rog să-mi spuneți. Da? Ce să fac cu el mai departe? A, cum? A, mai departe? Da. Mă, da. Fiica mea, ia, spune-te, rog, te mai întreb încă o dată. Îl dai tu pe acest... Dorant sau nu îl dai?
Madam, mi-l dați sau nu-l dați? Da, ți-l dau. Și-ți dăruiesc și toate drepturile mele, pentru că vorba ta e pus tu fundă pe cap, dar eu n-aș putea să-i pun mâna pe inimă. Vă mulțumesc, madam, vă mulțumesc. Și misie are bunătate să-mi lase. În ce mă privește pe mine, Lizeto, eu te blagoslovesc. Amin! Și atunci spun, vă mulțumesc, domnilor, vă mulțumesc la toți. Domnilor, da. Domnilor, domnilor, nu mă uitați-vă cum umblă și mă caută. Vă rog să vă dați la o parte, pentru că ce o să fie aici, nu a fost nici la nuta bunicăi. Da, simt că n-a fost, Lizeto, să plecăm. Da, să ieșim, să ieșim. Să mergem. Să mergem. Vine podoaba mie, vine. Madam, în sfârșit vă văd prezența și mai mult nu vă părăsesc, pentru că prea mult pătimesc când nu vă văd prezența, dar mă tem că și dumneavoastră nu aveți prea mare bucurie când îmi vedeți prezența prezenței mele prezente aici la prezență. Ba nu, misie, dar trebuie să vă mărturisesc că e aici un nu știu ce. Dar ce mai e, suflete? Nu cumva vrei să-mi pui capăt zilelor? Nu, dragul meu, mi-ești prea scump ca să-ți spun capăt zilelor. Mi-ești prea scump ca să-ți spun capăt zilelor. Îmi place asta, îmi place. Oricum, dumneavoastră nu trebuie să vă îndoiți de tandrețea mea. Tandrețea? Ce cuvânt, drăgălaș zău, aș vrea să-l sărut, adică să-l culeg de pe buzile tale când pun în mea. Vai, domnule, dumneata-i tot, dai zor cu măritatul, dar tata nu-mi dă voie să mă mărit. Tata? Da. Acum să-l găbșim și pe tata. E, domnule, da? Tocmai acum am vorbit cu tăticul, da, și m-a blagoslovit să vă declar că puteți să-mi cereți mâna de la el oricând doriți. Ah, madam, sunt gata să o cer chiar acum, dar până să o cer de la el, lăsați-mă o lecuță să o cer de la dumneavoastră mai întâi, dacă se poate, și să o pomenesc toată viața ca binevoit să aterizeze în mâna mea, care dacă stăm să ne gândim, nici nu-i demnă să fie atinsă de ea măcar. Eu nu sunt contra ca mâna mea să aterizeze prin moment în mâna dumitale, dar numai la condiția că nu o să-i mai permiți să zboare niciodată. Ah, madam. Eu primesc dragostea dumitale ca pe un dar pe care mi-l trimite cerul. Săraca dragostea mea nu face o parachioară pe lângă dumneai ei. Ba, eu cred că face milioane, domnule. Credeți că face milioane pentru că o vedeți noaptea, madam. Dacă ați vedea la lumina zilei, ați vedea câte milioane face zău. Nici nu-ți trece prin gând cât de mult mă mișcă modestia aceasta dumitale. Dar lasă, drag, nu te consuma degeaba. Ar trebui să n-am pic de obraz ca să nu fiu modest acum în clipa asta. E bine, misie. Am putea noi acum să spunem că eu sunt aceia care onorează ofurile dumitale de dragoste. Fira dracului, eu nu mai știu ce să mai spun. Aveți în vedere, domnule, eu mă cunosc destul de bine cine sunt când vă întreb lucrul acesta. Nici o grijă, madame, eu mă cunosc și mai bine cine sunt când vă răspund la întrebarea aceasta. Mă cunosc foarte bine cine sunt pentru că am făcut de mult ușor cunoștință cu mine și acum sunt eu cine știe ce persoană. Iar dumneavoastră, dacă o să mă cunoașteți mai îndeaproape, nu o să credeți nici atâta despre mine, madame, pentru că omul, dacă n-are un sac, apoi are un drac. Și când vrei să-l afli, nu mai dai de fund nici sac, nici dracului, nici toromacului. M-am încurcat. Atâta foroseală la el nu miroase bine. Da, de unde vine vorba asta care mi-o spuneți, misie? Păi știu de unde vine, dar văd și eu că vine. Dar de unde vine, nu-mi dau seama. Da? Da. Domnule! Ha? Domnule! Da? Dar ce mai așa asta, domnule? Nu, cumva, dumneata, nu... N-ai grijă, măteluță, n-ai grijă. Uite, drace, că se dezvelește. Da, ce se dezvelește, domnule? Ce? Ia să o luăm mai pe chizăș. Madam, spune-mi, te rog, dragostea dumneitale e destul de țapănă. Nu are amețel când coboră din pod? Eu am să-l cobor cu deamănuțelul ca pe scară. Da, domnule, lasă-mă odată și nu mă mai ucide. Spune odată clar și deschis cine ești și cum te cheamă, ei? Cine sunt? Poftim, eu sunt... Ai, drăcia dracului, ce să-i spun? Madam, dați-mi voi să vă fac o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, ați văzut vreodată vreo monedă falsă? Da. Adică, cum? Spune lumea că e de aur, dar nu știu cum dracu se face că nu e chiar de aur. Și îi se spune lui Dor. Ei bine, eu sunt un fel de frate cu un fel de lui Dor de ăsta de două feluri. Ei bine, domnule, pe fratele dumitale îl cheamă lui Dor. Dar pe dumneata cum te cheamă, domnule, spune odată clar și deschis cum te cheamă, ei? Cum mă cheamă, ce să-i spun, că mă cheamă Arlechina, nu se prinde, du-te, vine Arlechina, nu, ei? Acuș, madam, să-mi aduc aminte, numele meu e cam lung, nu-l pot trânde așa dintr-o dată. Dați-mi voi să vă mai fac încă o întrebare. Spuneți-mi, vă rog, cât de mult nu-i puteți suferi pe soldați? Domnule,
Eu nu știu ce aveți în vedere când spuneți cuvântul soldați. Dar numai mulți, mă, dar numai mulți, numai unul, numai unul, numai unul. Ah, unul soldat. Păi? Ei, unul mai merge. Cred și eu că merge. Un soldat care stă și el sărac acolo în tindă. Unde? Unde, 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 în tindă, unde? Un soldat în tindă? Da. Dar ce face el în tindă? Ce face? Ce se fac? Păstărește fasole. Stă la umbră. După toată răzoleala asta, trebuie să înțeleg că dumneata nu ești domnul Dorand, da? Domnul Dorand. Domnul Dorand e domn capitan, da, da, da. Iar dumneata e domn găinar lăsat la vatră. Da, da, nu chiar găinar lăsat la vatră, dar soldat lăsat la găini. La... Cum? Asta, soldat lăsat în tindă. Ah, așa? Da, cu găinile. Fără găină, mă, m-am îngurcat de bine. Soldat în tindă fără nicio găină. Așa. Cu cloșca. Ei, nu mă uitați-mă la podoaba asta, ia. Nu mă uitați-mă la... Ei, rău, dracului, să fii. Madame. Și eu care mă disfăceam și mă milogeam în fața dumnealui, credeam că-i domn, că-i boieș, că-i încolo, o dihanie, o lechioaie, o prăpădenie. Madame, cum adică, să am pardon, un soldat care stă-n tindă, e o chestie, el e soldat, el stă-n tindă, cum adică așa, auzi că lechioaie, dihanie, madame, că eu dacă eu iau lumea în cap, fac pe loc, mă enervez, mă fac pe loc capitan. Cum ai spus? Dar cum dracu am mai spus, oare? Capitan. Capitan? Da. Cine e capitan? Popa, cine? Eu cine? Tu, capitan? Da. Dar cine-ai spus, prieteni, la început că ești capitan? Păi la început nu eram chiar capitan, chiar. Da, mu? Acum chiar ești capitan. Și amu, chiar, chiar ești capitan? Da, de ce nu? Amu, dacă ești capitan, să știi că n-am încotro și chiar îmi face plăcerea să te iert. Da. Adică gata, m-ai iertat, gata. Te-am iertat. Ne-am împăcat. Ah, misia. Hai, Arlechino, du-te vino să nu mai facem bine buni, pentru că un Arlechino, du-te vino, face să-și pună mintea colizetino, camerino, camerino, modelino, coafezino, signorino. Camerino, signorino, Madalena, camerino. Hai, madame, coafezino, codelino, modelino, asta toate nu cumva înseamnă. Că dumneata ești camerista care o pieptă pe mademoiselle Silvia. Mademoiselle capitan Silvia. Ei, da, știi că m-ai pieptănat și pe mine, bine, mutrișoară, ce n-ești? N-ai decât să mă pieptin și tu pe mine. Auzi, mai vrea și pieptănat, auzi, o oră și jumătate să mă fac să-mi blesc de părinții care m-au dus pe lume și acum vrea să mai și pieptăm, parcă am fi la bărge, la una până. Pentru că ți-o mă firau naibii să fie Arlechino. Ia spune o dată clar și deschis. Tu ții la mine sau nu ții? Auzi, o oră și jumătate să mă țin cu cloșca în tine. Tu ții la mine sau nu ții? Țin. Pentru că lupul își schimbă părul, dar năravul, ba. Și când te juri de dragoste, ce când țarcă și dracu, săracu. Hai, Arlechino, să nu mai facem pe nebunii, pentru că noi cine știe ce mare greșeală suntem amândoi cine suntem. Madame? Eu sunt slujnica dumitale, misie. Și eu valet tot dumneavoastră. Adică, de curând, madame. De curând. N-ai condus, domnișoara? Ai lăsat-o să plece singură? Domnișoara, i-ai spus barem cine ești? Domnișoara, asta-i dată dracului, domnule. Eu îi spun, zic, nu sunt domnul Doram, ci sunt valetul Arlechino. De-a spune, fleacuri, domnule, fleacuri, zice, nu, haina îl face pe om, ci omul își face livreaua. Ei, bine, zice, livreaua dumneitale, eu livreau. Ei, da, dragul, domnule, ce să mai vorbim? Ce cu tine, Arlechino? Cum adică ce e cu mine, domnule? I-am cerut mâna. Mâine dimineață mă însor. Cum? Cum? Mă însor, cum? Și ea ți-a dat-o? Păi cum să nu mai dat dacă moare, zdocnește, stăvărește, se chiflicește după mine, zărac, auzi? Dar dacă nu i-ai spus cine ești, e, domnule, pe mine să nu mai ia cu de-astea, auzi? Că dacă mă enervez, mă duc și spun că-s grăjdar de schimbul 4 și tot pun mâna pe ea. Eu nu vând pelicele din anțărț ca să-mi ating scopul. Eu am iubit și am mântuit. Te-ai scrântit, Arlechino. M-am scrântit. În tot cazul, eu îmi dau prea bine seama că trebuie să mă duc la domnul Orvun să-l previn ca să ia măsuri. Cine? Tata? Dar ce măsuri să mai ia și ăla cu mine? Că e un om blând și moale să-l uiți pe pâine să-l mânci fără de sare în săptămâna mare, domnule. Despre ce vorbim noi? Nu, tu nu ești scrântit, tu ai temperatură. Sau eu am temperatură. Am, cine ești? Ascultă,
Arlechino, n-ai văzut-o pe Lizeta? Pe Lizeta, 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 Lizeta. Da, bă, poate că am văzut-o și n-am cunoscut-o, pentru că ce treabă are un domn ca mine să se uite la o prăpădită de cameristă? Un valet ca dumneata se mai poate uita, da? Mă, eu, mă, ce e cu tine, mă? Ce e cu tine, mă? Ți se întorc ochii, nu cumva ești întors. Nu ești întor... afară, pușlama. Eu te rog să nu mă dai afară din casa lui socrul meu. Și să știi de la mine că nu sunt întors, pentru că n-am ieșit. Uite, dacă ies și mă întorc, am să fiu întors. Dar până un alt, îmi pare bine să te văd bine dispus să mă întorci, pentru că... A, dar uite și pe camerista dumitale. Bună ziua, Lizeta! Bună ziua, bună ziua! Edem, te rog voi să ți-l recomande Burghinion. Burghinion, valetul meu, un băiat, Gigia. Bă. Are el și unele cu neajunsuri, dar unde treaba voastră? Mă retrag, mă retrag, mă retrag, mă retrag. Dar unde v-ați prăpădit, domnule? De cum am despărțit de Mario, nu vă pot găsi să vă comunic ce a zis domnul Orgon de cazul nostru. M-am pierdut și eu pe aici, pe acolo, dar ce a spus dumnealui? Câtă răceală! Ce să spună? El a descris pe valetul dumneavoastră, ei bine, dumnealui nici n-a vrut să mă asculte, ba mai mult, se poartă vorba că a cuștremit după notar să-i înregistreze, așa că e timpul să vă declarați cine sunteți, domnule. Da, îmi dau și eu prea bine seama că trebuie să mă declar cine sunt. Voi pleca de aici incognito, lăsând un bilețel din care domnul Orgon va afla toată aventura mea. Cum plecați? Ați vorbit serios? Văd că dumneata nu prea crezi că pot pleca. În tot cazul văd că dumneata ești foarte drăguț când pleci și când nu pleci. Ba nu, sunt un naiv. Adio. Dacă pleacă, nu-l mai iubesc. Nu mă voi mărita cu el. Se oprește totuși, cucetă. Se uită dacă mă uit în urma lui. N-aș putea să-l chem eu. Totuși Dorant reapare. Ia să mă fac frumușel că ies pe ușa asta afară. N-ar strica ca dumnealui să mă oprească. Așteaptă, Lizeto. Așteaptă, vroiam să mai spun ceva. Lizeto, da. Aș vrea să spun că mi-este foarte greu să plec, fără ca să te conving că nu mi-e deloc greu să plec. Hei, misie, cam din cauza căror urmări v-ați întors să-mi spuneți că nu vă este greu să plecați. Cred că nu făcea, nu sunt decât o servitoare și am văzut destul de clar că nu vă este greu să plecați. Ai putea să spui și o minciună, de ce nu vrei? Adică de ce te întreb eu, de ce nu vrei când Mario te iubește? Sunt sensibilă la dragostea dumnealui? Dar cine v-a spus-o dumneavoastră că sunt sensibilă? Că n-aș putea să vă iubesc? Dar nu vi se pare că prea vă grăbiți cu concluziile? E bine, Lizeto, atunci în numele a tot ce ai mai scump pe lume, explică-mi și mie despre ce e vorba, ce-i cu Mario acesta. Se instruiesc un elev care fuge de la școală. Dar nu fug, Doamne, nu fug, despre ce e vorba? Da, eu am să vă spun cu mâna pe inimă, misie. Mă iubiți, dar dragostea dumneavoastră, distanța dintre mine și dumneavoastră, misie, mărturisirea sentimentelor mele ar putea să vă piardă pe un pic de timp și, cum vedeți, misie, nu vă spun că vă iubesc. Lizeto, ce mi-este dat să aud, Lizeto? Vorbele tale sunt un foc ce pătrunde în inima mea. Nu există nici rang, nici origine socială, nici avere care să nu stupească ca ceara în fața acestui foc din inima mea. Și mâna mea și inima mea ți-aparțin. Într-adevăr, de ce nu le-aș accepta dacă meritați să le accepte? Cum, Lizeto? Vrei să fie a mea? Cum? Să fiu o dumneavoastră? Contra rangului ce-l aveți, contra mâniei unui tată, contra verii dumneavoastră? Tatăl meu, cum te-a văzut, m-a și iertat. Silvia, Silvii, copiica mea. O, tată, ai vrut să fiu a lui Dorant. Vino să-ți vezi, fiica, cum se supune dorinții dumitale, cu cea mai mare bucurie pe care a văzut-o ea vreodată. Ce aud? Cum, dumneavoastră, tatăl ei? Și el. Da, fiul meu. Da, Dorant, aceeași idee de a ne încerca înainte de Neloane a venit la amândoi și mie și ție. Mai mult n-am ați spune nimic, Dorant. Recunoști dumneata scrisul acesta? Iată de unde am aflat eu, Dorant, despre aventura dumitale. Și uite de unde n-a aflat-o dumneiei decât numai de la dumneata. N-aș putea să-mi exprim fericirea mea, madame. Și totuși ceea ce m-a încântat mai mult, știi ce este? Ce este? Este dragostea mea pentru subrieta Silvia. Dorant, îmi iartă supărarea ce am pricinuit-o lui Burghinion? Nu, misie, nu voi iartă. Mai mult, vă mulțumește pentru acea supărare. Ha,
ai, regino? Ai pierdut-o, senorino, l-ai găsit pe Arlecchino. Ia te uite la dânsul, va să zic că nu Arlecchino găsit-o pe Lizetino, ci Lizetino pe Arlecchino, ai? Zetino, Arlecchino, senorino, cofezino, hai, regino, cu Arlecchino. Am prezentat în variantă radiofonică Jocul dragostei și al întâmplării, după Pierre Marivaux. În distribuție, actorii teatrului pentru tineret din capitală Luceafărul: Ecaterina Malcoci, Paulina Zaftoni, Vladimir Zaiciuc, Gheorghe Urschi, Dumitru Marcine și Andrei Soțchi. Versiune moldovenească: Lidia Botezatu. Regia artistică: Anatolie Rusu. Regia de studio: Olga Șveț. Regia de sunete: Nicolae Cimiliuc.